alături de la Cepturaș și Vulpea din Boten au luat locul cuplului Viorel și Vulpeița. Situația de acasă este însă și mai complicată decât a soților din Blăgești. Toată lumea i-a condamnat pe Viorel și Vulpeița că și-au lăsat acasă copilul și au venit la București pentru a se face vedete. În cazul lui Ardur de la Ceptura, situația este și mai complicată. Ardur trăiește cu nevasta unui alt bărbat. În viața reală, Ardur de la Ceptura trăiește în concubinaj cu o femeie pe nume Ramona, care, în acte, este căsătorită cu un alt bărbat. Aceasta nu a reușit să înainteze actele de divorț pentru că mama ei a pierdut certificatul de naștere. Ardur și Ramona au împreună doi copii, un băiat de 3 ani și jumătate și o fetiță de 2 ani și jumătate. Deși Ardur este tatăl biologic, în acte apare Pufi, soțul din acte al Ramonei. Chiar dacă ar fi vrut să-i treacă pe numele lui, ar fi fost extrem de dificil pentru Ardur, pentru că acesta nu a avut, până recent, acte de identitate. Pentru că trăiau în condiții grele, ambii copii au fost luați de gaz Prahova și plasați în sistem de asistență maternală. Mai exact, micuții sunt crescuți de alte familii din zonă, iar Ardur și Ramona merg din când în când să-i viziteze. Și-a cerut copiii înapoi, cei doi concubini au refuzat ca micuții să fie dați spre adopție, chiar dacă autoritățile au încercat să le explice că aceștia ar avea condiții mult mai bune de trai și educație în sânul unei familii cu posibilități mai mari. Ardur și Ramona vor, în schimb, să aducă copiii acasă, motivând că au reușit să finalizeze o cameră în care îi poate crește pe cei mici în condiții decente. Ardur de la Ceptura a devenit celebru în urmă cu 6-7 ani, când a încercat să-și transforme casa pe care o moștenise de la părinți într-o discotecă. El a tăiat stâlpii de susținere ai casei pentru a crea mai mult spațiu în interior, însă a reușit să-și demoleze casa cu totul. Povestea lui Ardur a devenit ulterior virală și l-a transformat pe Ardur într-un personaj cunoscut în toată România.